Potrivit sondajului, Ion Ceban ar acumula 27,6% din voturi, fiind urmat de Silvia Radu cu 27,1%. Pe locul 3 s-ar clasa candidatul comun al PPDA, PAS și PLDM, Andrei Năstase, cu 13,2%, iar pe locul 4, Constantin Codreanu, cu 3,8%. Candidatul PL, Valeriu Munteanu, ar acumula 2% din voturi. Acești doi candidați sunt cei mai activi acum. Fac nenumărate conferințe de presă, aduc la cunoștința populației municipiului multe lucruri ascunse pe care până ce nu le știau despre activitatea primăriei Chișinău. Și aceasta cred că în ultima instanță contribuie la majorarea intenției de vot pentru aceste două persoane. Sondajul mai arată că locuitorii capitalei sunt preocupați de calitatea vieții și de sărăcie. Necoresponderea prețurilor și veniturilor, salarii, pensii, indemnizații foarte mici, prețuri, tarife mari și la servicii comunale, lipsă de compensații, mai ales păturilor vulnerabile, prețuri exagerate la apartamente. Oamenii au fost întrebați și cum ar trebui să fie viitorul primar și care ar fi principalele probleme pe care ar trebui să le rezolve. O jumătate dintre respondenți consideră că viitorul primar general al municipiului Chișinău ar trebui să fie mai degrabă un tehnocrat, un gospodar bun, să conștientizeze problemele și grijile poporului. 26% sunt de părere că el trebuie să fie un politician abil, să aibă influență în cercurile politice. Abordați aleatoriu în stradă de reporterul TV8, oamenii au spus că și-ar dori ca viitorul primar să fie un bun gospodar. E un om gospodar, un om de treabă, care să arate, să facă față cerințelor care sunt de locatari din capitală. Să aibă grijă de oraș și să nu se ocupe cu geopolitica, cu politica. Ei nu au făcut nimic aici. Ce au făcut ei? Ei stau și tac camotane acolo și așteaptă numai că să le să vie bani, să-și facă ei interesele lor, dar nu au ce. Ne-au dat pensii și ne-au dat 60 de lei, cam 42 de ani lucrați în fermă. În ceea ce privește alegerile din municipiul Bălți, candidatul PSRM este primul în lista favoriților. Alexandru Usată i-ar acumula 31,8% din voturi, iar candidatul partidului nostru, Nicolae Grigorișin, 28,9%. La nord, candidatul PPDA, Arina Spătaru, ar obține 5,9%. Alegerile locale vor avea loc la Chișinău, Bălți și în alte 5 localități pe data de 20 mai.